Bună seara, oameni dragi! Suntem Florentina și Stelian Coman și vă întâmpinăm cu multă bucurie și mare drag la primul nostru episod din emisiunea Inspiră Viață de pe canalul Ecclesia Life. Am așteptat cu mult entuziasm acest episod, în foc încrucișat, și sper să rămâneți împreună cu noi, sper să vă aduce multe zâmbete și bucurie prin tot ceea ce vom împărtăși în această seară cu invitații noștri. Da, ne bucurăm tare mult să fim împreună cu voi. Chiar vă invităm să stați aproape de noi în acest timp, să veniți cu întrebări și e o bucurie, chiar dacă suntem la început, e o bucurie pentru noi să putem face acest lucru. Așa că haideți, stați alături de noi, pentru că avem foarte multe lucruri frumoase în această seară. Da, Stelian, hai să discutăm puțin, să povestim puțin despre acest titlu pe care l-am ales pentru emisiunea asta, Inspiră Viață, împreună cu ceilalți din echipa noastră. Ne-am gândit la acest titlu pentru că vrem să aducem înaintea dumneavoastră discuții autentice, să aducem oameni valoroși, să discutăm tot ceea ce ne poate apropia de Dumnezeu, tot ceea ce ne poate ajuta să trăim viața din abundență pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o prin Iisus Hristos și prin ceea ce El a făcut pentru noi. Așa este. De fapt, ăsta este scopul emisiunilor noastre. Ne dorim să avem invitați de marcă, oameni temători de Dumnezeu, oameni faini. O să vedeți și în seara asta, avem oameni faini lângă noi și dorința noastră este să scoatem în evidență ceea ce face Dumnezeu în viața noastră, în viața de zi cu zi. Chiar în seara asta, așa cum vă spuneam, avem niște oameni tare dragi, foarte aproape de inima noastră, păstorii noștri. Ei nu pot să zic altceva pentru că sunt păstorii noștri, sunt aici lângă noi. În seara asta l-avem pe Oti Tipei, păstorul nostru, pe Gabi Timiș, celălalt păstor. Și Oti, Gabi, bine ați venit! Bine v-am găsit! Eu bucurie și pentru noi să fim la această premieră, Ecclesia Life, alături de voi, oameni extraordinari. Stelu și Flore, vă apreciem, da. Iubim și sperăm să facem o treabă bună în seara asta împreună. Da, și eu mă bucur să fiu aici la emisiune și sperăm și cred că o să inspirăm viață mai departe și, nu știu, ne rugăm pentru emisiunea voastră. Chiar cred că o să fie un succes și aveți mult potențial care o să-l dați mai departe aici pe platforma asta. Mulțumim, Gabi. Acum trebuie să mărturisesc că de mult te aștept să spun niște întrebări. Tu de obicei ești cel care pune întrebările, cel care îi chinuie pe invitați, să spun așa, cu ghilimele. Și tare ne bucurăm că ești, că sunteți cu noi. Avem multe întrebări pentru voi. De fapt, și titlul emisiunii este sugestiv, În foc încrucișat. Și cred că o să fie o emisiune faină. Da, sperăm ca de acum înainte toate emisiunile să fie extraordinare și să aducă multă inspirație. Unul din versetele mele preferate din Biblie este Romani 8:38-39 și nu știu dacă v-ați gândit vreodată la ceea ce spune acolo, că sunt bine încredințat, că nici moartea, nici viața, nici îngerii, stăpânirile și așa mai departe nu mă vor putea despărți. Și mă gândeam, de ce scrie viață? De ce scrie că viața însăși nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru? Pentru că viața, în complexitatea ei, aduce foarte multe în calea noastră și vrem prin această emisiune, prin acest podcast, prin această serie, să fim o încurajare și să putem trăi această viață așa cum a menit-o Dumnezeu pentru noi să o trăim. Amin. Așa este. Haideți să ne îndreptăm acum spre invitații noștri și, așa cum spuneam, de mult vă așteptăm așa să vă... Să vă luăm la ciuruit, cum să spun. Noi cu focul, cu crucea n-avem treabă, cu focul. Da. Dar cu siguranță sunt și ascultători sau urmăritori de-ai noștri care au multe întrebări și vreau cu ocazia asta să vă invit să scrieți, să puneți întrebări, să-i puneți întrebări lui Oti, lui Gabi. Și ăsta e un moment prielnic. Noi știm, ei de obicei sunt la amvon, sunt acolo, predică, ne spun, dar ăsta e un moment prielnic prin care putem să venim cu întrebările noastre pentru ei și
cu siguranță o să fie întrebări care o să aducă, să zic, nu doar o să împlinească curiozitatea ascultătorilor sau urmăritorilor noștri, ci o să aducă un plus în viața lor, bineînțeles, din experiența voastră. Da, și eu vreau să vă mulțumesc din suflet că ați acceptat să fiți alături de noi în prima emisiune. Sunteți oameni extraordinari care ne slujiți nouă cu mult devotament, cu multă bucurie, cu multă dedicare și, ce să zic, mă gândeam, oare ce se află dincolo de pastorul Oti Tipei și pastorul Gabi Timiș? Pentru că, de început, aș vrea să vă prezentați familiile, dar cred că toată lumea știe aproape totul despre voi și familiile voastre. Care ar fi acel lucru, ceva, un secret, ca să zic așa, cu ghilimelele de rigoare, pe care ați vrea ca lumea să-l știe despre voi și poate nu-l știe, nu l-a aflat până acum sau n-ați avut ocazia prin ceea ce faceți să-l expuneți? O să încep eu să zic câteva lucruri. Am avut emoții să vin la emisiune la tine, Flore, pentru că ai niște emisiuni foarte faine, am văzut niște emisiuni foarte faine alături de Steli la radio și ați făcut o treabă excelentă. Ca staff Eclesia am fost enorm de bucuroși atunci când ați acceptat să faci slujirea aceasta în Eclesia cu emisiunile la radio, întâi apoi cu emisiunile acestea. Și experiența voastră de viață, înțelepciunea voastră, v-a ajutat întotdeauna să găsiți acele lucruri intrigante în viața oamenilor, dar ziditoare în același timp. Așa că, foarte bună întrebare. Ce lucru din viața noastră vreți să-l facem cunoscut? Nu știu ce să zic acum instant care ar fi un lucru anume, dar sunt multe lucruri din viața de familia unui pastor pe care dacă oamenii din congregații, biserica le-ar cunoaște, ar înțelege altfel slujirea, ar înțelege exact altfel viața de credință, da, ar ști să mijlocească, să se comporte, să dea plus valoare în comunității. Cumva, în opinia mea, fiind fiu de pastor, am observat că oamenii gândesc cumva viața unui pastor ca o viață foarte simplă. Un om care lucrează numai duminica, predică 45 de minute și are o săptămână excelentă în care numai se distrează și nu are absolut nicio problemă acasă, toate merg bine. Nu, viața unui pastor este o viață cu provocări. Avem nevoie de resurse pentru copiii noștri, avem lupte ca să ne creștem copiii conform standardelor Bibliei, avem de investit în relațiile cu soția, cu copiii, cu familia și pe lângă toate acestea avem și povara bisericii. Dacă un membru simplu sau un om simplu se gândește cum să-și ducă familia în cer, ca pastor, pe lângă provocarea asta te gândești și la biserică. Dacă un om simplu se gândește doar la resursele familiei și la managementul familiei, un pastor trebuie să gândească și la resurse și managementul unei biserici întregi. Și oarecum n-aș vrea să cadă în zona aceea de victimizare, însă asta cred că e un lucru care aș vrea să știe oamenii. Viața unui pastor nu e numai predica de duminică. E o viață complexă și poate că nu lucrează 8 ore pe zi cum lucrează toți oamenii, ci 24 din 24. Adică și noaptea când dorm și mă trezesc, mă gândesc ce ar mai trebui făcut, cum ar mai trebui acea situație rezolvată și lupta aceea continuă. Cam asta e mentalitatea care eu aș vrea să schimbe în viața membrilor bisericii, să înțeleagă pastorația ca o slujire full-time. Exact. Acum gândiți-vă că în timp ce un pastor slujește și lui crește iarba în grădină, buruienile printre roșii, nu știu, strigă copiii după el unde ești tati, scriu SMS-uri și așa mai departe. Și într-adevăr e o chestiune de care oamenii ar trebui să țină cont, că până la urmă e important să înțelegem partea asta. Dar acum aș mai zice un lucru foarte fain. Ai zis o chestie ce oamenii nu știu, interesantă, ce ar trebui spusă. Pe lângă ceea ce am zis, viața de familie și viața și familia unui pastor este legată de anumite principii, legăminte, care te ține în slujire, care te ghidează în slujire. De exemplu, soția mea are un lucru foarte fain, un legământ foarte fain înaintea lui Dumnezeu, cum că ea nu vrea să iasă în față și să susțină lucrurile din spate. Și lucrul ăsta vine undeva din familie. Așa cum ziceam, taică-miu fiind un pastor, în vremea lui, în perioada în care el era pastor, foarte mulți
pastori erau influențați de soțiile lor. Adică era ședința de comitet, toată lumea hotăra ceva anume, mergea pastorul acasă la nevastă și venea exact pe dos cum a hotărât la comitet. Aoleu. Și de fapt, nevastă era la mulți în spate. Mama mea a fost un exemplu în zona asta, a avut o viață foarte dedicată, o viață de femeie sfântă, în care și-a propus ca toată viața vocea ei să nu fie auzită în biserică, să nu se implice, să stea lângă tatăl meu, să susțină rugăciune, să aibă grijă de noi, dar niciodată să nu depășească acest prag. Adelina a luat foarte fain acest principiu de la mama mea și de aia o să o vedeți în foarte multe zone ale eclesiei slujind, dar întotdeauna în linia a doua sau a treia. Și lucrul ăsta e un lucru care impactează, pentru că în genul de biserică, ca și eclesia, mulți pastori apar în prima linie cu soțiile lor, ceea ce nu e un lucru rău. Însă, în familia noastră, ăsta e un principiu, un legământ, o zonă a slujirii Adelinei, că întotdeauna ea va fi în linia a doua, a treia, nedorind să iasă în față. Asta e un secret care e bine și frumos de știut. Și poate de urmat exemplu câteodată. Exact. Atunci mulțumim, Adelina, pentru sacrificiul tău, că știu că nu e ușor și, în general, femeile sunt cele care își doresc să, dacă nu sunt în față, măcar pe soț să-l controleze. Aoleu! Da. Și de multe ori ne iese cu brio, ce să zicem. Băi, nici nu vă dați seama când facem asta. Dar mulțumim. Știu că ne urmărești și apreciem mult decizia pe care ai luat-o. Chiar cred că este o calitate extraordinară să îți susții soțul din umbră. Da, la fel cred. Adică cred că sunt femei care fac o treabă excelentă în prima linie în lucrările lor și sunt femei care fac o treabă excelentă fiind în linia a doua și a treia. Adică nu aș generaliza și aș zice, ok, nicio femeie nu trebuie să fie acolo. Nu, sunt femei hăruite cu abilități care își doresc asta, care o fac ca o slujire spirituală și sunt femei care hotărăsc ca o slujire spirituală înaintea lui Dumnezeu să fie în linia a doua, a treia. E fain să vezi frumusețea asta în fiecare cuplu. Chiar discutam zilele trecute cu Oti despre cuplurile asumate, persoane asumate care își asumă o hotărâre, o decizie de a sluji pe Dumnezeu într-un fel sau altul și e frumos să vezi lucrul ăsta. Pentru că discutam despre soții, Gabi, prima întrebare este pentru tine. Dacă ar fi să-ți descrii soția într-un singur cuvânt, care ar fi acela și de ce? Excelent! Și dacă ar fi ca ea să te descrie pe tine, ce cuvânt ar folosi și de ce? Ce crezi? Să te vedem! Mai nu știu, vreau să te aude, Gabi, așa și zici. Exact. Păi, eu cred că ajutorul potrivit ar fi acela. Frumos. Adică ea e ajutorul potrivit și cred că, în realitate, cuvântul completare ne caracterizează. Adică am învățat să facem echipă și asta se vede. Și am învățat să facem echipă nu numai în partea asta cu slujirea. Ok, eu sunt aici, când am plecat mi-a zis, mă rog pentru tine. Știu că se roagă și chiar face treaba asta mult. Dar am învățat să folosim rolurile și să le distribuim corect. Adică o soție de pastor nu slujește mai puțin în timp ce îi acasă cu copiii decât pastorul. Nici nu știu cine o să aibă răsplată mai mare, sincer. Că dacă ar fi să stau eu cu toți trei acasă, câți avem noi, sunt extraordinari. Mulțumim Domnului pentru familie. Dar uneori e mai dificil să faci asta decât cealaltă. Așa că e o chestie de echipă, de completare și mă bucur că a înțeles asta și chiar, nu știu, cred că Dumnezeu mi-a dăruit-o pur și simplu, pentru că e un puzzle care oricât ai încercat să-l faci, parcă nu-ți iese. Și atunci când îl lași pe Dumnezeu, una din cărțile care pe mine m-a influențat e a lui Eric și Leslie Ludi, Când povestea de dragoste ți-o scrie Dumnezeu și cumva mi-am dorit să-mi las povestea de dragoste scrisă de Dumnezeu. Ideea este că majoritatea încercăm cumva să influențăm viața noastră, dar cred că dacă ai curaj să mergi pe mâna Domnului, să te rogi și să-L implici, se vor rezultate și noi trăim o parte de echipă faină și mulțumim Domnului pentru asta. Ce frumos! Excelent, ajutorul potrivit și completat. Dar acum aș vrea și eu să pun întrebare. Așteptăm și de la voi să ne spuneți un lucru, un secret din familia voastră pe care noi nu știm, nici pastorii, nu știm, nici comunitatea și care ne-ar aduce mai aproape în relație, ar da un plus valoare discuției noastre. Spunem tot? Da, de aia suntem aici, să spunem tot. Și acum, când ai spus tu de completare ca și cuplu, creșterea copiilor, mă gândeam că de multe ori, pentru noi asta a fost una dintre provocări.
că în deciziile pe care le-am luat legate de copiii noștri nu am reușit și suntem aici să ne facem vulnerabili și vrem să fim autentici și vrem ca prin experiențele noastre și trăirile noastre toată lumea să învețe ceva. Chiar și noi mai avem multe de învățat și cred că asta a fost una dintre luptele noastre. În privința copiilor nu întotdeauna am fost pe aceeași lungime de undă și pentru mame e puțin mai greu că ele stau acasă, văd o altă fațetă a copiilor. Tata vine de la serviciu seara, ia altfel lucrurile și consideră că educația trebuie făcută altfel și noi am avut de lucrat foarte mult. Asta e unul din secrete. Cine avea cuvântul final? Păi am învățat prin mila și harul lui Dumnezeu să fiu supusă și el avea cuvântul final, dar până am ajuns acolo a mai fost ceva lupte. Să înțelegem că tu erai cu legea, Steli cu harul. Nu, invers. Invers, dar legea e bună. După lupte seculare care au durat. Da, e frumoasă această călătorie a familiei și cum învățăm unii de la alții și cum ne transformă Dumnezeu și zâmbim de multe ori pentru că am ajuns să ne înțelegem din priviri după 23. Am vrut să părem mai tineri, da. Ne cerem scuze, se pare că am avut ceva mici probleme cu internetul, nu cu tehnicul, că băieții noștri aici sunt extraordinari, mulțumim pentru tot ce faceți pentru noi. Și nu știu exact unde a rămas cu discuția noastră, dar... Da, ziceam de... De Adelina că și-a asumat rolul acesta de femeie credincioasă supusă și întotdeauna când veneam și spuneam da, Dumnezeu mi-a vorbit sau i-am întrebat ok, sigur ți-a vorbit Domnul, se alinea la toate proiectele unele foarte riscante și foarte curajoase, atât în viața personală cât și ca biserică și ca multe altele. Excelent. Cum vă răsfățați soțiile? Să auzim, Gabi. Zii, Gabi. Tu ești romanticul echipei. Băi, știu, ideea e că trebuie să ajungi să-ți răsfăți soția în funcție de ce înseamnă pentru ea răsfăț. Exact. Și atunci, cred că, în cazul meu, am învățat că am răsfățat soția presupune să vorbesc limbajul ei de dragoste. Ori, limbajul ei de dragoste e timpul petrecut împreună. Și dacă vreau să-mi răsfăț soția, îmi fac timp de calitate pe care să-l petrec împreună cu ea. Ideea și problema, nu-i problemă, cu ghilimele, e că încă copilașii noștri sunt mici și cam trebuie să-i culci prima dată ca să poți să ai liniște. Și atunci planificăm de multe ori, băi, ăsta e timp în care chiar am făcut un planning în ultimele săptămâni și am zis, uite, acum trebuie să stăm numai noi, și nu-l putem respecta, nu avem nicio șansă, numai după ce îi culcăm pe ei. Dar efectiv, un timp de calitate, mi-am dat seama că pentru ea chiar contează și uneori lucrurile astea mai mici, dar pline de viață, pot să aducă mai mult decât, nu știu, adică soția mea, Larisa, nu e atât de pasionată de cât de scump e buchetul de flori, ci e interesată dacă am pus suflet, viață în el, exact. Dacă eu le-am ales, adică îmi place să fac buchete de flori, apropo, când mă duc la florărie, zic vreau lisiantus, două, nu știu, ridica standardul deja. Le pun acolo. Mai zic că avem probleme acasă. Da, da. Pare rău, există. Trebuie să mergi la culeț de flori. Poți să spui tot. Ideea e că trebuie să pui una care să dea miros, da, câteva care să fie vizual, nu știu, o iarbă care să dea volum și să pui naturalețe acolo și să le îmbini frumos. Da, mie îmi place un eucalipt, să pun acolo un buchetul ăla de flori și atunci... Cred că nici nu știu cum arată eucaliptul. Ah, ok. O să caut. Pe mine cade asta. Băieții de la tehnic deja sunt pierduți. Alex, care urmează să se căsătorească, deja are emoții, că au de doră toate minunile ce le zici, Gabe, ce ridici standa de prea sus. Da. Așa este. Tu, Oti, cum răsfeți pe Adelina? Eu nu sunt așa de romantic. Am spus mai devreme că sunt un tip setat pe obiectiv, pe altfel puțin structurat.
Da, noi avem momente în care evadăm împreună. Avem momente în care ne luăm și plecăm o zi, două, cât reușim și acolo sunt momentele noastre. Cumva, da, știu cele cinci limbaje ale dragostei, chiar acum suntem într-o serie în Eclesia în care am vorbit două săptămâni despre cum să dai viață relațiilor tale, da, și așa mai departe, multe lucruri, dar pentru noi funcționează, eu cred că dragostea are diferite etape ale maturizării și în etapa asta în care suntem noi, cred că cel mai mare răsfăț pentru fiecare dintre noi este să ne rupem odată de lume, de cotidian, de telefoane, de tot ce, și să ieșim împreună. Și facem lucrul ăsta. Și pentru noi asta e cel mai mare răsfăț. Cumva, eu sunt fericit când ea e fericită, ea e fericită când eu sunt fericit, noi suntem fericiți când copiii sunt fericiți și atunci găsim chestii care le practicăm toți împreună. În ultimul timp, de exemplu, mergem foarte des la pescuit, da? Deși e frig de așa mai departe. Și Ade adoră să vină, să stea cu noi acolo pe baltă, nu pescuiește, noi băieții pescuim, ne stăm, povestim, mergem, mâncăm la ceva restaurant în zonă și petrecem mult timp împreună. Cred că ăsta e un lucru care dă viață, relație și cumva ne răsfățăm reciproc. Se pare foarte faină ideea care ai zis-o cu perioada în care te afli, exact, în funcție sezonul, de ce vârstă, sezonul, exact, ce vârstă au copiii. Uite, Steli cu Flore cred că își doresc să vină copiii acasă mai mult. Acum lor îs la facultate, exact. Să... Maria... Stai că de-abia au plecat. Intrăm așa în trepidații. Mai puțin când până ne dorim să vină înapoi. Ok. Da. Cine duce gunoiul? Ia să vedem. Cine are onoarea? Cine are onoarea să ducă gunoiul? Cum zicea un bun prieten, la mine acasă eu sunt cineva. Cineva trebuie să ducă gunoiul. Acum am simt că la nuntă, Steli, asta cu gunoiul de la nunț. De la nunț? Aia cu sticla și papucul. Steli, deja nu-i bine cu așa. Deci, hai să vedem. Intrăm pe niște... Așa, trecem la următoare. Am înțeles răspunsul. Cu contract cu firma de salubrizare. Eu am o problemă, știi? Le ziceam și la Eclesia și în staff, așa mai departe. Am doi oameni cu care sunt obligat să fiu sincer, că știu ce gândesc. Adică Adelin acasă și Gabi la biserică. El deja a intuit. Nu? La noi duce Richard gunoiul. Da? Că Adelina zice, cine duce gunoiul? Eu vorbesc la telefon. Richi, du-te, te rog, du gunoiul. Și îl duce când e acasă. Dar îl ducem toți. Și eu, și Ade, perfect. Și Filip. Adică, hai să avem departamentul dus gunoiul, retim, salubrizare. Super. Hai să pun altfel. O să reformulez întrebarea asta. Care-i slujirea ta în familie? Și vorbesc, când zic de slujire, mă refer la munca ta, nu știu, spelva, să le cânvii ca să vorbești limbajul Adelinei și tu limbajul soției. Care-i slujirea, să zic așa, direct acolo? Steli, greu. Păi stai că poate limbajul Adelinei nu este ajutorul ca și al meu. Deci de ce torturezi oamenii? Adelina lucrează foarte mult și adesea zice, te rog, nu mai fă, că oricum trebuie să mai fac încă o dată după tine. Deci lasă vasele acolo sau dacă vreau să pun masă. Zice, lasă, te rog, du-te, stai liniștit că fac să nu fac încă o dată. Deci, eu nu o să zic asta. Nu am o înclinație așa foarte casnică. Acum trebuie să mă înțelegeți și pe mine. Spun asta în apărarea mea. Am crescut într-o casă cu 6 frați, da? 3 băieți, 3 fete, tata, mama, așa mai departe. Și atunci, la noi cumva munca în familie era împărțită pe sectoare. Mama cu fetele făcea în casă curățenie, mâncare, toate alea. Tata cu băieții afară. La începutul anilor 90, așa mai departe, înainte de 90 am avut o situație materială mai grea în familie. Am crescut animale, am avut vaci, am avut porci, am avut gospodărie și oarecum am crescut în zona asta. Și atunci eu cu frații mei mai mari eram cu departamentul ăsta de afară. Munceam afară. În curte, în casă, nu știu. Și acum sun pe Ade când e plecată și zic, Ade, unde sunt, nu știu, condimentele, unde îmi găsesc, nu știu, cum, eu nu știu, în casă. Dar afară, da, și eu tai iarba. Astăzi a venit tatăl Adeline la noi, socrul meu, și a plantat 3 pomi. Eu l-am supravegheat, m-am uitat să dacă e bine, îi pune. Am înțeles. Cu ruleta. Da, eu am fost acolo, zic, uite, îi pui acolo, e bine. Ok, pe afară îmi place, mai fac câte ceva. Acum, nu foarte mult, că timpul meu și viața mea de așa natură în care nu pot să-l concurez pe Gabi într-un niciun fel, dar mă străduie, Flore, mă străduie. Super. Trebuie să fiu sincer că mă aud de Adelina acum, nu pot să zic eu spălvase că fac. Da, a fost întrebarea lui Stelu. Stelu, da. Ok, Gabi, pe tine
Știm că ești un gospodar de săvârșiți, am văzut curtea e tunsă la milimetru, tot aranjat, vopsit, bine gardul. Bine că n-ai venit la mine. Cam, nu, și la Oti am fost și la el e tunsă iarba. Gabi, spune-ne specific în casă cum o ajuți pe soția ta. Bă, trebuie să spun că na, noi n-am avut sectoare, adică am avut un singur sector și el a fost a meu. Și dacă nu făceam bine, luam bătaie, adică direct așa, bine, drăguț, nu, o formă frumoasă de... Și am învățat să lucrez, adică îmi place efectiv să o ajut când, nu știu, să fac curățenie, gen. Să fac curățenie în bucătărie, mi se pare extraordinar. Să le pun, știu toate la locul să lor. Să zici că nu ești microbist, că atunci chiar... Băieți, ar fi bine să dați un prim plan cu fața Florentinei, să vezi când o zis Gabi că îi place să facă bucătărie. Da, să fie tot șters, să spăl pe acolo la ghivetă, pe lângă tot, să nu mai rămână nimic. Da. Adică îmi place ca în urma mea să se vadă ceva. Nu trebuia să pun întrebarea asta, Gabi. Pare rău, Stele, e riscant. Nota 10. Da, nu știu. Ce îmi place să fac cumpărături, iar știu tot ce avem acum în frigider. Dacă mă opresc la Lidl, știu ce trebuie să cumpăr, ce nu este. Am acolo chestie, un hard de rezervă și... Ca să înțelegeți de ce nu lăsăm pe Gabi la consilierea premaritală. E Mitru Doboș, pastorul Doboș, el face. Dacă lăsăm pe Gabi, distruge în căsnicii. Toate fetele se așteaptă bărbații să fie ca și Gabi. Pui și murături? Varză murată. Nu mai gata, pot să plec. Da, super. Ideea e, la varză murată trebuie să pui mai multă sare, că data trecută am ratat-o, da? Acum mi-a ieșit tura asta. S-a muiat, s-a stricat. Nu, doar la vară, rest a fost bine. Super. Mulțumim pentru detaliile astea foarte picante. Din se par normale. Viața de zi cu zi normale și foarte, foarte apreciate și foarte benefice. Așa este. Pentru exact. Noi toți. Dacă ar fi să trecem la lucruri puțin mai serioase, întrebarea mea preferată, care sunt cele mai mari surse de inspirație din viața voastră de zi cu zi? Acum, dacă îmi permiteți, înainte să, sau până vă gândiți, știu că vă pregătiți foarte mult când predicați, când aduceți mesajele, se vede lucrul ăsta, se vede calitate, dați content, materiale de calitate. Poate putem nuanța puțin și să ne spuneți când vă pregătiți, câte ore, să zic, dedicați, apropo de munca unui pastor, Oti, câte ore dedicați, să zic, pregătirii mesajului și, bineînțeles, cum spunea Florentina, care sunt sursele? Tot așa cum v-am zis, la un nivel de dedicare, de legământ, cumva în viața personală, pastorală, dar și în pregătire, pentru mine Iisus e model foarte personal, adică sursa de inspirație, dincolo că sunt un creștin practicant, cred, predic despre el, dar în diferite circunstanțe a vieții, gândesc foarte pragmatic ce ar face Iisus în circunstanța asta a vieții. Chiar și astăzi când am venit la podcast, am zis, ok, dacă Iisus ar vorbi, da, zic lucrul ăsta, ok, ce ar spune ca oamenii care aud lucrul ăsta să fie afectați? Și încerc cumva să-l personalizez, să aplic tot ceea ce văd că a făcut Iisus în Biblie la viața mea personală. Nu întotdeauna reușesc, dar cumva mă inspiră și încerc să mă pun în pielea Lui. Și atunci lucrurile prind o altă conotație din toate punctele de vedere. Din toate punctele de vedere, când Iisus a spus adevărul foarte ferm, când Iisus o ierta niște păcate foarte mari ca pe femeia aceea prinsă în prea curvie și a asumat anumite lucruri și mulți îmi văd viața și zic, bă, zice, e foarte complicat să ai relații cu tine, Oti, nu? În zona asta și eu le spun și Gabi știa să spun adesea, eu cred așa că oamenii din viața mea sunt ca și în viața lui Iisus, ori mă cunosc și mă iubesc, ori mă urăsc de marocimile, pentru că de foarte multe ori tranșant, fac lucrurile în felul ăsta intențional. Și cam asta e sursa mea de inspirație fundamentală. Bineînțeles că da, citesc cărți, studiez, merg în natură, fac meditații foarte mult în sensul că am momentele mele, orele mele în care sunt eu cu Dumnezeu, eu cu natura, eu în mașină, eu așa, eu în care stau cu Dumnezeu și încerc cumva să aduc în viața mea valorile cerului și apoi să le transmit oamenilor. Cumva Dumnezeu mi-a dat un context foarte fain în zona asta,
în sensul că atât munca mea la facultate mă ajută să mă pregătesc pentru biserică, dar și biserica mă ajută pentru munca mea de la facultate. Adică predau omiletică, sunt profesor de omiletică, eu predic în fiecare duminică. Îmi dau seama teoria, da, ce tehnici funcționează pe biserică, ce tehnici nu funcționează pe biserică. O altă materie și în care mi-am făcut și doctoratul este filozofia, nu? În predic se vede zona mea de gândire, adică totdeauna întreb de ce, cum și în ce să merg mai adânc și mă ajută foarte mult lucrul ăsta. Apoi am spiritualitate și teologie penticostală. Și atunci etosul ăsta cumva îl văd în Eclesia funcțional și ele sunt bine ca un puzzle. Și vin studenților și le spun trăirile din Eclesia și vin bisericii și spun cercetările mele și tot ceea ce fac acolo. Și cumva pregătirea, da, pe lângă o predică unde noi stăm, atât eu cât și Gabi, avem zona asta în care iarăși aproape un legământ în care stăm 15-20 de ore pe un mesaj, dar și tot ceea ce fac în fiecare zi se leagă oarecum în zona asta și pe mine personal mă ajută. Așa mi-a creat Dumnezeu contextul ăsta și ăsta e numai harul lui, că cele două se îmbină și atunci nu pot să zic că am un timp în care nu sunt inspirat pentru slujire, pentru că fiind la școală, fiind cu studenții, fiind în centre de cercetare, cu profesori, eu am o pregătire continuă în zona asta. Da, cumva mă regăsesc în ce-o zis și Oti, pentru că predând, și eu predau la școală, fiind printre elevi, clar că dacă să predic duminică, nu știu, despre sfințenie, și la școală să abordez într-un fel sau altul sfințenia și vrei, nu vrei, mintea îi acolo, în zona aceea subiectului. Da. Cumva ce mi-am dat seama că mă ajută și mă inspiră îi să conectez Biblia la realitatea și la nevoile omului. Și atunci mă uit la copiii ăia cu care interacționez zilnic la școală și încerc să văd nevoile lor din perspectiva lui Dumnezeu, din perspectiva Bibliei și de multe ori trebuie doar să fii acolo, doar să deschizi cuvântul și se suprapun perfect, mi se pare, că Biblia are suficiente resurse, soluții pentru marile probleme ale oamenilor și m-am uitat la copii și am învățat un lucru că de multe ori ne băgați în seamă sau zici, dă-le pace că-s copii. În realitate, sunt oameni, sunt persoane. Ori Dumnezeu pune și dă valoare unei persoane. Azi are 6 ani, 8 ani, 10 ani, 12 ani, dar hai să fim realiști și cei care suntem aici și cei care vă uitați la noi și voi ați avut 6, 8 ani și ce mult contează ca cineva, oricine ar fi el, mai ales dacă e un profesor sau o persoană care o apreciez, să îți ofere valoarea de persoană. Și asta face Dumnezeu cu noi și asta mă inspiră cumva că văd că sunt atâția oameni care au atâtea nevoi și există atâtea soluții. Și tu să lucrezi cu ele, îi wow! Aș mai zice aici, pe zona de inspirație și de pregătire, un insight. Noi doi predicăm în Eclesia și predicăm în serii și atunci de foarte multe ori ne inspirăm unul pe celălalt, adică când abordăm un subiect vorbesc și zic, Gabi, cum vezi asta? Uite ce mă gândesc, ce zici? El vine și discutăm ceea ce urmează să zicem și cumva suntem o sursă de inspirație și unul pentru celălalt. De multe ori Gabi îmi trimite materiale, ce vezi că am citit cartea asta pe zona asta, eu îi zic lui, vezi că am găsit principiul ăsta, foarte fain și cumva facem echipă în zona asta și una din calitățile bisericii noastre, eu cred că este și unitatea asta în învățătură. Pentru că nu eterogenă, cum predicăm doar noi doi în serii plus invitații care vin, noi doi ne-a ajutat Dumnezeu de ne-am omogenizat foarte bine în gândire în decursul anilor și da, ne inspirăm unul pe celălalt în zona asta și cred că și asta e o calitate și o sursă de inspirație tot ceea ce facem. Îmi place foarte mult ceea ce ați spus și ca să sintetizăm, este pentru sursă de viață în fiecare zi, ați spus Dumnezeu, învățăturile Bibliei și să ai pe cineva alături de tine. Exact. Foarte frumos, este un lucru pe care am putea cu toții să-l urmărim și să-l preluăm în viața noastră. Da. Chiar aș duce puțin discuția, e puțin legată întrebarea asta de ce am discutat. Dacă aveți în viața voastră persoane cărora le dați socoteală și chiar vreau să vă întreb în timp ce îmi spuneați de timpul care îl petreceți, dacă aveți libertatea asta, spre exemplu, să-i dai schița de predică, să-i dai lui Gabi, da? Okay. Sau Gabi să-ți o dea ție, să zic ok,
fii liber să aduci plus sau să pui acolo sau să corectezi. Eu am o gândire mai filologică, așa, le văd mai înflorite, așa, mi se pare mai nuanțabile. Oti foarte matematic, așa, are o gândire diferită, analitică, așa. Coleric. Da? Și atunci, de multe ori, cum vă zic, uite, le-am pus în ordine asta sau am gândit mesajul în felul ăsta, cum îl vezi? Și mi s-a întâmplat să zic că, pă, parcă face mai mult sens ca punctul 3, nu știu, să ia locul punctului 1, că e o altă abordare și mi se pare potrivită abordarea asta și faptul că să fim deschiși. Până la urmă, cred că scopul învățăturii și a predicării nu e ca să arate eu că, bă, ce bine am pus eu 3 puncte împreună, serios, e despre creșterea bisericii, adică când dai hrană, un bucătar, să fim sinceri. Acum, până să ajungă el să fie rețetar, să inventeze rețete, ia cartea și citește. Așa că să fim bucuroși că avem unii de la alții să învățăm. Da, e adevărat ce zice Gabi, de adevărată și partea cealaltă. Că de multe ori după ce eu predic și zic, uite ce vreau să zic, îmi zice, bă, aici ar fi faină citatul ăla sau imaginea aia, sau am auzit în cartea aia. El dă floare, dă viață, pune acolo, că eu sunt cu principii așa mai analitic, omul trebuie să facă așa practic în predicare, deci ok, fain să mai pui ceva acolo și cred că ne completăm foarte bine în zona asta. Acum fiind aplicați pe ceea ce zice Steli, pe zona de dare de socoteală, de mentorare, cred că fiecare dintre noi avem de făcut lucrul ăsta și pentru creștere sănătoasă trebuie să facem zona asta în care să ne facem vulnerabili, intențional. Eu am mai spus lucrul ăsta și o repet, pentru că trăim într-o vreme complexă, cu oameni complexi, cu situații de viață complexe, vulnerabilitatea mea personală, adică nu mă fac vulnerabil în fața unui om total. Am mai mulți mentori, pe mai multe zone. Și atunci cu fiecare îi dau acces la o parte din viața mea. Și atunci am câțiva oameni, pe unul întreb în zona din management, pe unul de pastorală, pe unul așa cum vede. Pentru că e foarte greu să găsești un om care să-ți înțeleagă tot contextul de viață. Cred că nici nu e recomandat. Poate că nu e recomandat, să faci lucrul ăsta cu un singur om. În orice moment, odată cum nu poate să înțeleagă, pentru că un om să-ți fie mentor trebuie să fie cel puțin cu 10 ani mai mare decât tine, să fie trecut prin etapele prin care treci tu. Să găsesc un om trecut prin etapele în care sunt eu acum mi-e foarte greu. Nu că ar fi... Dar, ca plantator de biserică, ca profesor la școală, ca în momentul ăsta în care începem campusul, ca gestionare de finanțe, ca tată, ca soție, foarte greu cineva să înțeleagă tot spectrul în care suntem noi. Și atunci mi-am căutat oameni cu care vorbesc ok despre spiritualitatea mea. Mi-am căutat oameni care mă învață leadership și vorbesc cu ei și stau cu ei și zic ok, cum ai făcut în momentul ăsta? Cum ei conduc organizația? Am un mentor, pot să-i spun, care are câteva sute de angajați, care a trecut în zona asta. El nu intră pe spiritualitate, el mă învață leadership. Am un alt mentor cu care vin și vorbesc alte lucruri. În funcție de zonele vieții, nu mi-am deschis viața total în fața unui om, dar am vreo 3-4 care pe segmentele lor, în momentele mele grele, critice sau nu numai, mă întâlnesc cu ei și zic ok, am situațiile astea, ce sfaturi îmi dai, cum vezi lucrurile astea? Cam așa funcționează la mine. Foarte interesant și bună ideea. Poate că avem tendința să ne alegem anumiți prieteni cu care să împărtășim totul și de fapt ne privăm pe noi înșine de un anumit ajutor. Ideea e că dacă găsești sau cauți persoana perfectă care să-ți fie mentor, ea nu există. Suntem exact. Pe pământ și atunci e bun pe un domeniu, zici, wow, am învățat o chestie și vezi că pe altul poate că îl ratează, că nu poate să fie bun pe toate. Singurul desăvârșit a fost Domnul Iisus Hristos și atunci îi recomandat și eu cred la fel să ai oameni din diverse zone care să te sfătuiești, care să te poată trage de mânecă, să aibă acces la tine, să zică, da, Gabi, uite, cred că aici mai trebuie să ai grijă și să lucrezi la partea asta și asta ne ajută. La urma urmei e un act de smerenie în momentul când ne facem vulnerabili, în momentul când ne dăm jos acel scut al, hai să spun, perfecțiunii pe care vrem, fie că recunoaștem sau nu, fiecare dintre noi vrem să-l afișăm și să părem invincibili. Și
Cred că nu sunt tendențios când spun că uneori noi, ca și slujitori, avem tendința asta să punem acel scut în fața noastră și să nu ne facem vulnerabili în fața celor de lângă noi sau celor cu care slujim din echipă. Da, și eu cred asta, dar este deosebit de important să ne facem vulnerabili în fața persoanelor potrivite. Oh, ia, sau sigur. Zona care vulnerabilizăm din viața noastră să fie în fața persoanelor potrivite. Ca pastor, ca predicator, adesea mă fac vulnerabil în fața bisericii, în anumite zone. Dar le aleg și cu un scop precis, clar. Yeah. Și mă gândesc pe termen lung, cum ajută sau cum nu mă ajută. Pentru că unul din profesorii mei zicea în felul următor. Când bate vântul la amvon în sală, e tsunami. Dacă eu vin și zic, mi-e frică, oameni buni, că nu știu viitorul bisericii noastre în 6 luni, că nu știu ce se întâmplă cu toate cele. În momentul ăla, sala e tsunami. Adică cum se încolonează oameni când eu vin cu fricile mele în fața lor. Da, fricile mele sunt fața Domnului, eu cu el și cu un mentor pe spiritualitate, sunt acolo depresiv 2-3-5 zile până se așează lucrurile, până le văd și așa mai departe. Și în fața bisericii trebuie oameni să încoloneze. Pentru că întotdeauna Dumnezeu și-a ales lideri asumați. Dacă vă uitați în toată Biblia, oameni care când au ieșit public, i-au avut confirmarea în fața lui Dumnezeu. E, confirmarea asta nu vine dintr-o dată când vrem noi. E o luptă spirituală, e o naștere a acestei confirmări. Și în perioada aceea e bine să fii vulnerabil în fața persoane potrivite, dar nu în public. Că dacă vii, publicul se disipează, pleacă toți de acolo. De aceea zic, da, cred în vulnerabilizare în fața persoane potrivite și în fața publicului să urmărească un scop precis, să ajute vulnerabilizarea ta și zona aceea și să întărească. Dar să fii foarte atent cu ceea ce spui, ceea ce faci, ca nu cumva să lovească, să ți se întoarcă ca un bumerang. Tu să aștepți ceva, mm-hmm, să ți se întoarcă exact invers. Mă gândiți-vă la Domnul Iisus, era în grădina Ghețimani și a plâns durerea și a vărsat focul inimii cu câți? Cu 3 dintre ucenici, exact, care a luat aproape de el și mai apoi când a trebuit să împlinească lucrarea în fața lumii, a mers cu capul sus, cu durerea în piept și a dus la îndeplinire. Mi se pare extraordinar actul care l-a făcut. Este adevărat ceea ce se spune că tot ce spui la un moment dat va fi folosit împotriva ta? Ați trăit-o pe propria piele? Ce întrebare ai pregătit, Flore? Pentru că dacă vorbim despre vulnerabilitate, cred că de multe ori asta este cea mai mare temere a noastră. N-am prins ideea. Hai că încerc să răspund. Eu cred foarte mult că dacă alegi persoana în fața căruia să spui, nu e adevărat, adică nu tot ce spui se întoarce împotriva ta. Adică unul din principiile mele în viață e că nu trebuie să spun tot ceea ce gândesc. Trebuie să gândesc tot ceea ce spun, dar nu să spun tot ceea ce gândesc. Și atunci în funcție de public, de oameni, de conjunctură, vă spune acele lucruri în care în zonă sunt safe. Adică sunt cu voi, am un prag critic în care pot să vorbesc o grămadă de lucruri despre acasă și așa mai departe. Însă dacă sunt cu oameni pe care nu-i cunosc, care nu mi-au câștigat încrederea, cu care mă întâlnesc prima dată, normal că nu o să vin să mă fac vulnerabil. Adică gradul de vulnerabilitate crește în funcție de relația cu persoanele pe care le am. Adică noi cum slujim împreună, ok, avem un prag, dar cu oameni care nu mă văd. Și cred că zona asta e foarte bună. De aia ne-a dat Dumnezeu rațiune să nu fim conduși de instincte. Adică mă simt bine, încep să vorbesc și nu mai controlez. Vă-s-o-t. Nu, gândesc tot ce spun, dar nu spun tot ceea ce gândesc. Ăsta e un principiu care funcționează foarte bine la mine. Exact. Da, frumos. O să rămânem cu ideea asta. Vreau să mulțumesc ascultătorilor că avem atât de multe mesaje de încurajare, sunt pentru voi, vă binecuvintează, vă mulțumesc că sunteți prezenți și avem aici inimioare. Și noi transmitem, da? Multe inimioare. Și noi, da, vă transmitem și mulțumim, dragilor, că sunteți alături de noi în această seară. În următoarea întrebare, dacă nu vrei tu, Stelian, și nu ai ceva... Am una. Hai, deci te las pe tine. Spuneți-ne un moment hazliu din slujirea voastră cu care v-ați confruntat, nu știu, fie că ați fost la amvon, fie că ați fost într-o slujire, un moment care a fost, nu l-ați putut controla, dar a făcut sala să zâmbească. Sau poate a trecut neobservat, dar totuși a fost.
Da, da, a fost hazliu. Poate așa fi și jenant. Eu sunt foarte curios să-l aud pe lui Gabi. Gabi e un povestitor, are o viață plină. Îmi zice un prieten, după ce a ascultat o predică, zice, Gabi ăsta deci cu 130 de ani până acum, multe povești, experiențe. Hai, Gabi, să te auzim pe tine prima dată. Băi, moment hazliu, nici nu știu. Unul la care mă gândesc acum s-a întâmplat într-o joi. Imaginați-vă, era joi, rugăciune, oameni serioși, adică de fiecare dată sunt oameni serioși. Da, dar mai ales joia, băi, oamenii în timpul săptămânii, eu cred că vin oamenii care chiar sunt căutători, adică toată lumea are timp, are ce face joi seara, știi, și mergem la rugăciune, știi? Erau în biserică acolo și cred că dădeam un îndemn sau făceam anunțurile sau predicam, nu știu. Eram ideea că eram la amvon și la un moment dat, liniște, toată lumea asculta, nu m-au ceva în spatele meu. Tu, tu, mă uit, a picat un chitarist cu scaun. Mircea căzuse cu scaunul acolo. Bine, nu a fost asta problema, că era Mircea răsturnat cu scaunul și chitara. Nu se putea ridica. Nici mă șocat era că erau și ceilalți cântăreți, toți se uitau la el. Și zic, băi, acum ce fac? Na, stau cu microfonul și în continui și sau mă duc să, na, să ridic pe Mircea. Mircea să mă ies, da? Cred că am fost la în joia aia. Bă, și da, am lăsat microfonul și m-am dus și n-am înțeles de ce. Asta a fost faza. Bă, de ce n-ați pierdut? S-a blocat probabil oamenii, nu știu ce să facă și ok. Se pare că iar am avut mici probleme, dar reluăm, mulțumim că ați rămas alături de noi. Avem tot mai multe mesaje, unele mai drăguțe decât celelalte. Păstrăm unul pentru la sfârșit, că avem și o întrebare. Dar răspundem mai târziu, să reluăm de la faza amuzantă pe care a trăit-o Oti. O ieșit soacra din apă sau cât o căzut netul? Au ieșit udă, supărată și mai departe nu mai știu ce-a pățit colegul meu acasă. Ce cu soacra și cu nevasta. Trebuia să existe o continuitate, un episod 2, să măcar să povestească în congregație. N-am mai avut curajul să întrebăm. Am lăsat-o așa, am zis mai bine așa. Da, interesant și drăguț. Dacă ar fi să fiți unul din personajele biblice pentru un an de zile, pe care l-ați alege și de ce? Nu o să întreb personajul preferat, ca e foarte simplu. În pielea cui ați vrea să fiți pentru un an de zile? Poate că dacă ne-ai lăsat să ne alegem anul, atunci am putea zice, știi? Că eu mă gândeam la Daniel, dar băi, când Daniel? Nu în perioada în care a fost aruncat când, în groapă. Nu, da, când trăia la masa okay, lui. Bă, cine? Pe la cine atunci, știi? Nu știu care ar fi personajul în care... Îmi place de Daniel, știți ce îmi place? Și de Iosif, ăștia sunt oamenii care am cumva, am văzut în ei luptători. Determinare. Și știți ce am mai văzut? Am văzut oameni care s-au lăsat în mâna lui Dumnezeu și care în ciuda circumstanțelor, este un verset acolo în Geneza, la finalul experienței lui Iosif cu frații, cu vânzarea, cu tot... că Dumnezeu a schimbat răul în bine și mi se pare extraordinar să... Favoritul meu. Da, să ajungi să, nu știu, să experimentezi cum Dumnezeu efectiv răstoarnă tot răul care l-ai văzut și da, dacă ar fi să aleg, probabil că l-aș alege pe Iosif, deși, na, n-aș vrea să mă vândă frații. Da. Am zis mai devreme, e greu cu Gabi în aceeași emisiune. Deși a început cu Daniel, a ajuns la Iosif. Problema mea cu Iosif e una emoțională. Prenumele meu este Iosif. Lumea mă știe de Oti, dar eu în buletin sunt Iosif Rivi Știpei. Întotdeauna am avut o legătură cu acest personaj. Cred că fiecare personaj care a rămas pe paginile Bibliei ca un exemplu a avut o viață foarte complexă. Cu momente grele, cu momente ușoare, cu provocări, cu răspunsuri bune, cu răspunsuri greșite înaintea lui Dumnezeu. Și oarecum l-aș alege pe Iosif odată emoțional, numele ăsta m-a legat foarte mult, eram copil, aveam imaginea aia cu haina pestriță, aveam o cămășuță cumpărată de părinți, așa, cu niște carouri. A fost asumat. Da, asumat. Oarecum ai mei, fiind așa foarte deștepți, pocăiți, cumva, știu că dacă mă învață de mic calea
asta o să urmez. Și cumva au semănat în mine dorința asta de a fi un Iosif, de a merge, de a sluji fraților săi, de a se duce, poate de acolo și inclinația asta pastorală. Am ajuns eu cel mai mic din familie să fiu pastorul fraților mei, toți mai mari decât mine. Da, îmi place personajul acesta. Dincolo de toate provocările, suferințele lui, având o viață complexă, Iosif, e clar că nu mi-aș dori să fiu un groapă vândut de frați, dar da, mi-aș dori să am visele alea de la Dumnezeu care să împlinească, să le urmez, să-mi vorbească Dumnezeu personal cum îi vorbește lui și indiferent de circumstanțele vieții să ai certitudinea că visele se vor împlini și ele s-au împlinit. Cumva sunt legat emoțional de personajul ăsta. Îl iau eu pe Daniel ca să nu fie. Auzi, ca și Avram și Lot, să nu fie ceartă între noi. Să nu fie ceartă între noi, da. Numai să aibă gura închisă în groapă acolo. Închide Domnul, că oricum Daniel nu... Domnul a făcut treaba acolo. Da, întotdeauna face el. Frumos, da. Mulțumim. Ce fain ai prezentat asta. Eu mă gândeam, Oti, că ție ți se, având temperamentul ăsta tău coleric, așa, orientat pe scop... Îl dădeai pe Petru, a? Chiar, exact, la Petru mă gândeam, sau chiar Pavel, da? Pentru că el e mai... Eu speram să nu fie așa. Petru. Dar, bine nu, că are sabie. Chiar citeam zilele trecute că colericii câte grupuri au întâlnit pe toate le-au condus, și fiind orientat pe scop... Auzi, la câte provocări au fost în biserica prin mare, Petru a fost cel mai bun leac. Cea mai bună variantă. Trebuie să fie mâna de fier. Să... Iacov, mi-l imaginez așa, un picuț mai cald, dar pe Petru, el e mâna de fier acolo. Trebuie să aibă grijă, da, să-i pună, da, la punct când a trebuit. Fain. O altă întrebare, dacă ați putea schimba locurile pentru o zi cu un membru al congregației, ce le-ați dori să experimenteze și de ce? Deci dacă ziceți că vreți să cântați în trupa de închinare, se rezolvă. Zic, Gabi, ce vrea să fii în eclesia? Altceva decât pastor. Eu să fiu, dar ei să experimenteze. Da, și într-un locul lor. Ok, păi, da, facem schimb. Să fii la media, în locul, nu știu, Sami, acolo, să ții de cameră, să dai zoom out și zoom in. Dacă aș putea alege trei vieți, în una aș fi fermier, okay. Adică aș alege un fermier. Avem un fermier? Da, avem mai mulți. Avem mai mulți, da, mai mulți. Da, no, mi-ar place să aibă o fermă de aia ca în America, faină, Dallas, cu cai, așa, cu vaci, cu un tractor să conduc. Când lucram în Italia, eram acolo cu tractorul, la vie, deci extraordinar. Mi-ar place o parte de aia așa, adică, no, eu am crescut și bunicii aveau acolo vaci și toate cele. Bine, era o fermă românească, da, naturală fermă, vorba vine, grajd și animale. Nu știu, probabil că dacă aș, ce aș vrea să experimenteze un membru normal, poate că să înțeleagă faptul că în momentul în care tu ca și păstor rezolvi anumite situații sau răspunzi la anumite telefoane sau te pregătești sau, mă rog, toate lucrurile astea, în același timp există și alte nevoi care și alea trebuie făcute și într-un fel ești chemat să dublezi rolurile, poate chiar să le tripezi, să fii soț, să fii tată și să fii păstor. Și dacă de multe ori, nu știu, te întâlnești cu un membru în piață, cu ghilimele, acum are impresia, s-ar putea să, băi, m-am întâlnit cu păstorul, gen, ok, acum lăsăm toate, că trebuie să și avem facem consiliere. Da, da. Și poate că asta l-ar ajuta, nu știu, poate pe un membru obișnuit să înțeleagă, da, măi, stai că până la urmă toate astea se suprapun și trebuie să le facă și pe unele și pe altele. Oti? Eu să fiu mai sincer decât Gabi, el a fost, Gabi, așa frumos, fermier. La modul sincer și real, dacă ar fi să schimb locul cu un membru din biserica noastră, eu aș schimba cu un milionar din eclesia. Oh. Da, adică l-aș pune pe el, nu știu, o zi pastor și o zi eu în locul lui. Mai ales în contextul ăsta unde stăm să construim campus, să-și dea seama câte cheltuieli sunt, câte provocări sunt, câtă nevoie de resurse. Să-și dea seama că ei în firmele lor, nu? Deși au ajuns sus și au bani foarte mulți, e mult mai ușor să gestioneze lucrurile ca și nouă. Au angajat și le spun, dacă nu faci asta, ți-am tăiat din salariu, de mâine ești liber. Eu, pastorul, lucrez cu oameni voluntari, nu? Slujitori, oameni care nu pot să-i dau afară sau să-i chem sau să le cer ceea ce fac ei.
Și atunci am nevoie ca management al bisericii de mintea lor, de banii lor, de resursele lor. Deci mă văd milionar. Deci într-o zi tu ai cheltuit toți banii lor și după ai schimbat rolul. Aș face campusul și le-aș da înapoi. Nu m-aș întoarce la pastorație, nu campusul, gata, și ei s-ar întoarce la business. Așa că vă rog, scrieți în comentarii dacă cumva sunteți milionari și vreți să faceți schimb. Da, facem schimbul, suntem gata de... Nu rămâne înregistrat, nu? Îi ajut cu predica dacă Flore faci schimbul. Îi ajutăm, le dăm schiță, numai să ne dea ei conturile lor și noi le dăm schiță. Dar nu, dea nou, nu poate fi o zi de duminică, că duminica nu prea se facă transacții, deci un marți, joi, ceva. Bun. Dacă ați putea alege o piesă muzicală care să reprezinte momentul în care vă aflați acum, care ar fi aceea și de ce? Nu viața, nu piesa muzicală preferată, momentul în care sunteți acum. În umblarea voastră cu Domnul, ce piesă muzicală vă reprezintă? Casting Crowns, un oarecare. Vreau să spun la fiecare, bine tradus acum, despre Iisus. Până la urmă, cred că aici e secretul să reușești să fii canal, să dai totul, să vorbești oamenilor despre Iisus și tu să rămâi în umbră, să nu duci reflectorul pe tine, ci prin viața ta, prin modul tău de abordare, să-L valorizezi pe Iisus. Și încerc să fac asta fiecare zi. Cred că mi-am propus și una din țintele mele, când mă întâlnesc cu oamenii, să le arăt ceva bun sau să nu treacă o zi fără să spun un lucru frumos unui om, două, trei, și să atâția oameni și ai atâtea să le spui. Și mi-am dat seama că pur și simplu doar mă rog sau Doamne ajută-mă să pot să spun ceva, să dau viață oamenilor astăzi, nu știu, să le zic ceva. Și când îl văd, nu știu, vin cuvintele pur și simplu și oamenii au nevoie să audă, să creadă, să se încurajeze și tu pleci, dar ei rămân cu acel cuvânt și bine ca noi să fim un oarecare. Eu cred că e o misiune, dacă ți-o asumi, tu ești tu binecuvântat, privilegiat, dacă nu oricine poate face lucrul ăsta, oricine care e gata să accepte chemarea și să intre în zona respectivă. Ai pornit în slujba asta de pastorație cu același gând? Ești de mult un oarecare? Nu am pornit, m-am trezit aici, nu știu, adică știi cum e? Nu știu, poate că unii și-au dorit de mici să fie pastor. Eu de mic mi-am dorit să fiu popă, adică am vrut să-l mă... A fost prima mea mormântare, am făcut-o cu un teaș unicoară. Nu era mort atunci. Ai testat pe el? Da, deci fii atent. Atent. Sunt foarte atentă. Era obosit. Obosit bine că a dormit așa cum îi le pe piept. Eu aveam vreo 6 ani, fratele meu 3 și cum văzusem eu pe la mormântări, băi, am zis, ăsta cred că a murit, știi? Și am luat din spălăturile de vase care erau în ghivetă, țin minte, am dus un canceu ceva și am luat o pere de aia de care spălai sticlele, știi? Și am început să cânt, Doamne, miluiește acolo, știi? Și s-a trezit totul pe față și a zis, ce mă? Și am zis, vrednica lui pomenire. Și nu vă mai spun ce s-a întâmplat, dar a fost prima înviere la care... Ideea e că anul ăsta chiar a murit unchiul și... Ai avut ocazia să mormântezi. Da, i-am spus asta la mormântare la el. A spus, îmi pare rău, am încercat asta. A doua oară când oficiez în mormântarea acestui om. Ai spus că pentru mine e moarte mult sau ce? De data nu s-a mai ridicat. Da, ce să facem? Pățește. Deci, Gabi, tu poți să scrii 2 volume? Tu ești Nic al nostru, al bisericii noastre. Chiar l-ai trecut pe Nică. Da. Dar nu s-a supărat unchiul, să știți că nu s-a supărat. Mă bucur. Chiar a apreciat și uite, poate asta te-a ajutat să... Nu, că am fost prieteni, adică eu sunt maramureșan la origine și noi râdem și de lucrurile bune, dar și de alea, și de greutăți. Și dacă râzi de ele de multe ori, bă, te uiți, da, măi, nasoală viață, slavă Domnului, mulțumim Domnului că există și lucruri bune, adică da, mă, uite câtă apă e în paharul ăsta, e gol paharul, da, mai sunt 2 degete, bucurați-vă de asta, cam așa trebuie să vedem viața, nu știu, mulți se uită numai la partea aia, da, cât e de greu, frate, că au crescut lemnele, că da, dar cât de bine că poți respira și altul sărac. Și nu mai poate. Cât de bine că încă n-ai cancer. Cât de bine că încă ai familia lângă tine. Hai să le vedem alea bune și poate de alea la alte putem râde un pic.
Exact. Ne întoarcem la piesa muzicală. Da. Acum eu nu prea ascult muzică. Eu când am timp ascult podcast-uri, ascult tot felul de chestii, nu sunt un om foarte muzical. Însă dacă ar fi să aleg o piesă pentru perioada asta din viață, mă regăsesc foarte mult în vrednic. Adică oamenii se uită înspre noi și zic, a, ce otii pastorul de la Eclesia. Eclesia a ajuns, să fim serios, să fim sinceri, a ajuns un reper, nu? În Arad, în zona aceasta evanghelică a României, așa mai departe. Și cumva oamenii se uită spre mine, spre Gabi, spre echipa pastorală, spre staff și cumva întotdeauna când cineva mă sună sau îmi scrie sau mă felicită pentru asta, îmi dau seama cât de puțin am făcut noi în toată ecuația asta și cât de mult a făcut Dumnezeu în ecuația asta. Adică sunt oameni, sunt studenți de mei care îmi cer know-how, vor să planteze, vor să facă și biserici, vor să vină la training și eu le zic, bă, oameni buni, dar Dumnezeu a făcut asta, n-a fost decât niște instrumente. Și oameni care vin și ne spun, a, ce fain, ce parcurs extraordinar aveți, uite, vrem să venim cu biserica, cu staff, am avut oameni care vor să vină în diaspora, să vină la noi, să le dăm know-how, toate în felul ăsta. Și le spun, noi suntem așa de mici, adică Dumnezeu e vrednic de toată lucrarea asta și cumva asta e piesa în care mă regăsesc eu în perioada asta, că da, cu campusul, cu toată explozia asta, biserice, eclesia, tot impactul care l-are în Arad, așa mai departe, m-a ajuns în presă de foarte multe ori cu lucrurile fain ce le facem, așa mai departe, oamenii se uită și vin și când merg pe stradă, mă opresc, dea mâna cu mine, pastorul de la eclesia, domnul Tipe, așa mai departe și cumva mă văd mic și mă smeresc de fiecare dată când îmi dau seama cât de mare a fost Dumnezeu în tot procesul ăsta și că El e vrednic de toate astea. Adică n-avem ce. Prin noi nu reușim să facem nimic și n-am fi reușit să facem nimic. Excelent. Mulțumim. Dacă ați putea inventa un nou fel de mâncare sau băutură care să reprezinte credința voastră, ce ar conține și cum l-ați numit? Aici numai Gabi trebuie să răspunde. Nu știu să fac mâncare, nici vasele, și condimentele mă încurc la ele. Da, să creez un fel de mâncare. Eu m-am gândit la un fel de mâncare, asta la cu un nume. Șef Marcela. Cu șef Gabi. Eu m-am gândit la cină, la soacra lui Petru și aș servi un platou cu murături. Voi? Cu sacrele bine să pute, pui bine flori. Da, exact. Da, nu mă bag. De-aia mă înțeleg eu foarte sacra. Bine cu sacra mea și mă iubește așa de mult. Eu aș face o băutură, nu știu, apa vieții care nu se mai termină. Adică, sau poate licoarea adevărului. Am crezut că zici să le dai la oameni, sau realității, auzi, mai fain asta. Să faci o licoare a realității. Să poată oamenii bea și să vadă realitatea nu cum o văd ei, că noi o vedem de multe ori greșit, să o vadă prin ochii lui Dumnezeu. Să vadă nu numai problemele, să vadă și soluțiile, să vadă oportunitățile din viață, să vadă holistic viața, că de multe ori noi vedem câte un pătrat, atâta de negru și atâta de mic, că nu mai vedem cealaltă parte a vieții. Și atunci ar fi interesant. Vezi, de-aia suntem noi atâta de mult, noi penticostalii, cu Duhul Sfânt, să-i convingă Duhul Sfânt să vină. Deci, licoarea realității. Licoarea. Wow. Sună bine, Gabi. Poți să te facem brand. Dar ce de cercetat, de făcut. Apă de la Mocrenea, ce să băgăm, nu știu. Da. Feli, tu n-ai băutură de asta sau ce? Nu, no, dragilor, spuneți-ne cum arată ziua unui păstor. Cum arată ziua lui Oti, o zi, să zic, normală, ziua lui Gabi, cum începe, cum decurge, cum păi se... Hai să încep eu să zic, depinde care din zile, știi? De exemplu, vă zic de duminică, nu? Duminică a fost o zi foarte plină pentru mine. La 7:30 am fost în Eclesia, am predicat la două servicii identice, pe la două am ajuns acasă, am stat cu familia la masă, ca orice penticostal am dormit un pic de amiază și am plecat până la Gura Honț, la o biserică unde sunt prietenii mei la evangelizare.
Am fost împreună cu Filip, prima evangelizare care o fac cu Filip, băiețelul meu de 9 ani. Mi-am impus să petrec timpul ăsta cu el, să-l duc cu mine, așa mergeam și eu cu tata meu la evangelizări, așa îl duceam pe Richard și cumva am plantat în Richard dorința asta de a sluji. Acum e la pian, la pian la copii, la media, la toate le-ar face Richie, că dorința asta în el. Și am zis, acum trebuie să-l duc și pe Filip cu mine. Am plecat cu Filip, am stat acolo, la biserică puțin cu prietenii mei, m-am întors acasă foarte târziu. A venit ziua de luni. Luni e sabatul meu. Îi spuneam lui Adi Covaș, am întâlnit cu el la Eclesia acum înainte să vin la studio, la emisiune. Însă, Adi, știu că te-o sunat mulți oameni. Eu astăzi n-am răspuns la telefon decât la familie și prieteni. Am vorbit foarte cu bine. Gabi și cu Mihai Motorca, atât. În rest, m-au sunat o grămadă în luni, n-am nici ori la facultate. E ziua în care eu stau cu familia, cu Domnul, încep să-mi repun gândurile, viața, să analizez ce am făcut în ziua precedentă, da. Eu fac autocritică, da, și la predici, mă uit în zone unde greșesc, unde greșesc în anumite zone, ce fac, ce nu fac bine, așa mai departe, și a fost ziua mea. Însă de mâine începe foc continuu și încrucișat. Da, avem ședința noastră, celebra ședință de marți dimineață acolo, stăm 4 ore, feedback pe Eclesia, toate cele, am la facultate, apoi cu copii, am în fiecare zi un timp de cel puțin 2 ore în care stau cu copiii și cu Adelina după masa. Apoi venim mare seara, am zona de școală, de toate cele și ne pregătim pentru duminică. Duminica asta s-a hăruit că va predica pastorul Gabriel Timiș. Așa că după 3 săptămâni în care am tras și sâmbătă de sâmbătă și vineri de miercuri începeam cu predici până sâmbătă, săptămâna asta, weekendul ăsta, o să o răsfăț pe Ade și băieții și plecăm la pescuit sau cine știe unde plecăm în weekend, că va predica acest domn și atunci eu mă bucur foarte mult. Și noi. Deci, cam asta e povestea mea. Lunea e mai relaxantă, apoi finalul de săptămână, duminica când predic, e foc pentru că sunt setat pe obiectiv și cumva încă de sâmbătă seara mă culc la orele 10, sunt în pat, trebuie să fiu odihnit, trebuie să fiu cu toate făcute, așa mai departe, duminica să dau tot ce mai bun, toată zona asta plus orele de la facultă și tot contextul care îl face orice om, adică muncește, încearcă să facă lucrurile cât mai bine. Deci la mine săptămâna asta va fi mai mult foc încrucișat. Asta e parte în fiecare zi de foc încrucișat, da? Da, eu mă trezesc de dimineață, adică și noaptea, ne mai trezim din când în când. Asta e involuntar când se trezesc copiii și când îi aud, nu tot timpul îi aud, trebuie să recunosc, de cele mai multe ori la risc îi aud de cel mai des. Îi duc la grădiniță, la școală, mă duc la ore și până la amiaz am ore, 2-3, ajung acasă și acolo am acum de două săptămâni, am un planning, ne-am propus acolo stând cu Larisa, am zis, băi, trebuie să eficientizăm timpul, știi, că de multe ori, care e faza, nu știu dacă la toată lumea se întâmplă la fel, petreci timp, dar dacă nu pui valoare și nu dai valoare timpului petrecut, el pentru copii nu înseamnă timp petrecut împreună. Zice, ce faci? Doar ești prezent acolo. Doar ești acolo. A, că stai, că te mai ești pe telefon, că îți sună nu știu cine, că rezolvă o problemă. Apoi tot timpul atâtea probleme. Eu am una din probleme, am că mie îmi place să rezolv lucrurile. Adică, wow, când vine o problemă, eu văd o soluție și mi se pare extraordinar să găsesc variante. Și atunci, ăsta e și un minus. Și soția mea mi-a explicat și mi-a făcut lumină în calea, în zona asta și am zis, ok, uite, trebuie să fie câteva ore în care. Și acum mi-am pus luni, ce facem? De la 5 la 7 avem meditații, de la 3 la 5 jumate meditații la engleză. Bun, eu mă duc cu Iosa la meditații, acolo la grup mic. În perioada aia nu mai vin acasă, ce am? Eficientizez, am o oră jumate, dacă predic stau pe asta, dacă am ceva, folosesc ora aia jumate la birou. Bun, mă întorc acasă, ce facem? Efectiv, fiecare timp trebuie să-i dai valoare și cam asta se întâmplă. Da, ședințele noastre obișnuite, întâlnirile de biserică mi se par, nu știu, fixe. Adică eu m-am obișnuit cu biserică, sunt bisericos. Nu știu, dacă aș alege un loc unde să mă nasc, ar fi în biserică. Am vrut să dorm în biserică. Adică când eram mic, la 14 ani m-am botezat și atunci am început să fac curat în biserică, aveam cheile de la biserică la Aldești unde am copilărit și atunci
cum să nu fie drag de biserică, era onoare, adică aveam podele pe jos acolo și făceam curat, măturam și era un teu de lemn și ștergeam cu teul ăla pe acolo și mă gândeam ce har că aici vor sta frații duminică și se vor ruga și eu am onoarea să șterg pe jos unde se vor ruga frații noștri. Gabi, ești total, ești un exemplu pentru noi, să știi, deci apreciem nu numai poveștile astea ale tale, dar și stilul tău. Așa a fost, nu știu de ce am făcut asta, mi-a fost drag, așa mă simțeam ca Samuel, uite de Samuel am uitat, să stai să fii în casa Domnului, știi? A fost harul Domnului. Cumva cred că și o predestinare în zona asta de slujire. Dumnezeu îți pregătește calea și tu să umbli în ea, să, doar să vezi oportunitate. Și dacă te rogi și ești sincer, nici nu cred că poți să o ratezi. Numai dacă ești încăpățânat și vrei tu să-ți duci obiectivul la, nu știu, vreau să fiu milionar neapărat. Ok, s-ar putea ca Domnul să vrea să-ți folosești energia să fii milionar de persoane, să torci milioane de persoane pentru Domnul. Why not? Mi-am dorit să fac asta. De ce să nu facem asta? Știi? Poate că e o valoare mai mare. Da, acum e treabă câteva zeci de milioane pentru campus, dar o să se găsească. Eu cred că sunt pe drum. Da. Așa este. Este lucrarea Domnului și El va purta de grijă. Ață. Dacă ați fi un super erou, ce super putere ați vrea să aveți și de ce? Poți te bagi la Hulk? Nu sunt așa de rău sau de... Îmi place să zbor. De ce? Mie nu-mi place să zbor cu avionul. Am așa o stare de... Adică... Tot așa, pe caracterul meu, pe psihologia mea, îmi place să simt în fiecare moment că dețin controlul. Că eu controlez. În momentul în care te-ai suit în avion, tu nu mai ai controlul. Nu știu dacă pilotul se certa cu soacra, cu nevasta, cu pruncii, care e viața lui, dacă e depresiv, dacă așa mai departe. Și în momentul ăla simți că nu mai ai controlul, dar și cumva viața ta e în mâna Domnului și în mâna Lui. Depinzi de poveștile astea. Și cumva am două stare de neliniște. Însă le spun prietenilor mei, când mai zbor cu avionul în Europa, așa mai departe, le spun aveți grijă când cobor, că nu mă profețesc, că în toată călătoria nu mă rog, acolo două ore, trei ore, până când ajung la biserică, spun de mă educă, zic aveți grijă că acum cu Domnul conectat puternic, tot ce zic e mai profetic, nu uitați, țineți minte. Da, mi-ar place să zbor, mi-ar place, da, asta e subiectiv de ce mi-ar place să zbor. Mi-ar place să zbor cumva să admir creația, să admir ce a făcut Dumnezeu cumva de la înălțime și să simt înălțarea aia sufletului. Adică am simțit-o și o simțim doar spiritual aici pe pământ. Dar într-o zi noi vom zbura. Momentul acela în care biserica va pleca la cer, momentul răpirii, va fi super momentul ăla în care tu te înalți înspre Dumnezeu în zona aceea și cumva cred că mi-ar place o super putere și să mă pot înălța, să mă duc înspre Dumnezeu, să văd creația, să văd lumea rămând jos, așa frumoasă cum este ea și să ajungi la noi în dimensiuni, la al treilea cer, la al doilea cer, să vezi cosmos, să vezi măreția lui Dumnezeu și apoi să ajungi să vezi pe Dumnezeu. Eu cred că raiul e un loc real, adică în teologia mea, raiul nu e o stare, raiul e un loc real și eu gândesc raiul ca și Australia. Deși n-am fost acolo, știu că există, știu că e un punct fix, real și dacă mă duc și am capacitatea să ajung până acolo, ajung acolo. Eu așa cred că cerul este un loc real și undeva în universul ăsta există un loc numit cer și dacă ai putea zbura până acolo, ai ajunge până acolo. Mie mi-ar place să am o haină a timpului, nu știu, o haină care să îmbrac și să pot să călătoresc, nu știu, oriunde, oricând, să văd, să am acces la informații, gândiți-o, să știi tu acolo, să ajungi la sursa primară, pot și acum, da, după multe cercetări cu deamănânțitul, cu nevoie, dar ar fi o chestie foarte tare să poți să te întorci acolo, să vezi ce-a făcut de fapt Iisus. Eu cred că nu avem neapărat cea mai corectă perspectivă asupra realității Bibliei, pentru că noi o vedem prin realitatea propriilor noastre experiențe. Și unul care e mai tragic și a avut multe lucruri grele în viață, vede Biblia ca și o durere continuă în care oamenii abia supraviețuiesc și câte unul mai scos capul și au reușit. Unul care e fericit o vede și zice, bă, uite ce bine le-au mers, ce au reușit oamenii. Și atunci ce fain ar fi să poți să înțelegi în contextul ei Scriptura, să redai mesajul
mesajul aducător de viață acum, nu știu, asta ar fi o superputere și poate una cu invizibilă ar fi fain, dar numai una am voie. Sigur, dai, numai una am voie. Vreau să zic că am un coleg, un prieten foarte bun, conferențiar universitar, Daniel Oprean. El zicea mereu că trebuie să învățăm să citim Biblia dându-ne jos proprii ochelari. Toți citim Biblia cu ochelarii noștri, dar trebuie să-i dăm jos fără filtrele noastre, să o lăsăm să fie Biblie, să o lăsăm ce este ea. Cred că asta am pus și Gabi în cuvintele lui așa romantice, îmbrăcate, frumos. Exact. Noi vă mulțumim din suflet pentru tot ceea ce ați împărtășit împreună cu noi în această seară, faptul că v-ați făcut vulnerabil. Este într-adevăr un moment care inspiră viețile noastre. Vă mulțumim pentru slujirea voastră în biserică. Dar nu s-a terminat emisiunea. Ai zis mai... că ne-au pus întrebări. Mai bagă ce întrebări. Ar mai fi vreo câteva mii de întrebări. Abia are cheiul de vorbit. Acum nu mi-am dat drumul. Adică eu cred, acum, ascultați-mă, eu cred că podcasturile bune după două ore încolo. Adică, da, Gabi, trebuie să și dormim în noaptea asta. Lasă. Da, nu știu când este sabatul vostru, dar poate că a fost astăzi și de-aia tu ești odihnit. Am glumit, Flore, da, tu ești șef aici. Știu. Nici nu mă gândeam să te las. Nu știu cum de pui, Gabi, ce foc încrucișat îți dă Flore imediat. M-ai pus față în față aici, trebuie să... Dar ne mai poți împărtăși ceva. Nu mai am nimic de zis, amin. Oricum ne-ați umplut sufletele cu lucruri de mare valoare. Apreciem foarte mult slujirea și devotamentul vostru, atât în biserică cât și în viața cu... de zi cu zi. Iată că sunteți o inspirație, multe lucruri ne-au rămas imprimate în suflet atât nouă cât și ascultătorilor noștri și am vrea să vă oferim o încurajare, o binecuvântare pentru voi în tot ceea ce faceți în fiecare zi, clipă de clipă, fie ca Dumnezeu să vă umple de pace, de bucurie, de lumină și să nu uitați că la fiecare pas de mâna voastră este Dumnezeu, Creatorul cel atotputernic. Mulțumim și ne-am fost onorați să fim primii voștri invitați la această emisiune. Și ce vreau să vă zic este că oameni ca și voi, ca tine, Stelian, ca și echipa media, cei de la tehnic care slujesc și mulți alții care slujesc în Eclesia, sunt parte din motivația noastră de a sluji și a ne sacrifica viața în zona aceasta a pastorației. În momentul în care vedem că ceea ce facem noi contează și că oamenii la rândul lor înțeleg scopul și ajung și ei să slujească pe Dumnezeu, cumva nu ne vedem decât mădulare aceluiași trup numit Iisus Hristos și asta dă putere slujirii și cea mai mare încurajare. La fel de binecuvântați suntem și noi ca pastor de slujirea fiecărui membru din Eclesia, fie că stă în spatele unei camere, fie că produce emisiuni ca și voi sau face orice alt lucru. Dumnezeu să binecuvinteze fiecare creștin autentic care slujește pe Dumnezeu cu darurile spirituale și abilitățile pe care Dumnezeu le-a dat. Vă prețuim și mulțumim pentru ceea ce faceți pentru comunitatea noastră și numai pentru impactul care l-aduceți lumii astea. Trebuie să ne promiteți că o să mai veniți în emisiunea, în emisiunile noastre și tare mult ne-am bucurat să mai avem, cu siguranță să mai avem această ocazie și întrebările o să curgă și atunci și până atunci cred că ascultătorii și urmăritorii noștri o să pregătească și întrebări așa mai, poate mai incomode, știu eu, mai directe, dar așa cum spunea Florentina, sunteți o sursă de inspirație, vă mulțumim, sunteți o binecuvântare nu doar pentru biserica noastră, ci și pentru comunitatea noastră, pentru Arad și nu numai... cei de aproape și de departe. Mai vreau să zic și eu ceva totuși, că poate că, uite, le zic ascultătorilor, celor care se uită la noi direct, poate că unele lucruri le-am mai zis râzând sau fiind așa într-o atmosferă destinsă. Și distinsă, așa. Exact. Ideea e că luați lucrurile bune și dacă trebuie să le dezbrăcați de anumite forme, ideea e să luați esența discuției și cred că fiecare putem fi zidiți. Am făcut lucrul ăsta așa deschis și ne rugăm pentru voi, Domnul să vă binecuvânteze, pentru Flore și pentru Steli, chiar faceți o treabă bună și mulțumim pentru invitație la prima emisiune.
Da, inspiră viață. Abia aștept să văd următorii invitați. Da. Și noi abia așteptăm. Mulțumim mult, dragi ascultători, oameni frumoși care ați rămas alături de noi dincolo de toate micile provocări prin care am trecut, și vă dorim o seară binecuvântată în continuare. Toate cele bune!